Salut! Mă bucur că vă văd aici. Asta este unica prezentare în limba română despre Republica Moldova și eu voi face această prezentare, cum am spus, în limba română, dar totuși cred că nu toți o vorbesc foarte bine, nici eu nu o vorbesc. Și mă voi strădui să folosesc cuvinte internaționale, adică asta va fi ușor pentru voi. Mersi că v-ați alăturat aici. Și despre mine. Eu sunt Krzysztof din Polonia și am trăit în Republica Moldova 2 ani și din motivul acesta am ceva de spus. Și dacă vorbim despre limbile, asta este cuprinsul prelegerii mele. Prima chestie este dacă moldovenii vorbesc limba română sau moldovenească. Această întrebare o vom pune aici, dar totuși eu nu pot să vă promit să dăm un răspuns la această întrebare, pentru că această întrebare nu are un răspuns clar. Și de asemenea, vă voi prezinte câteva rămășițele ale limbii moldovenești din perioada sovietică în Republica Moldova. Și mai apoi vom aborda statutul limbii ruse, limba care este foarte importantă, care are un status foarte elevat în Republica Moldova, chiar dacă este un statut informal. Și vom de asemenea aborda chestiunea minorităților, despre vă voi povesti ceva despre găgăuzii, despre bulgarii, despre ucrainenii, despre alte limbile. Cu părere de rău, cred că nu vom avea timp să vorbim. Și dacă va rămâne ceva timp, de asemenea vom spune ceva despre Transnistria. Și mai apoi veți putea să adresați întrebările în limba română, în limba rusă, în limba engleză, adică posle tej prezentacji vy сможете zadać свои вопросы на румынском, даже на молдавском языке, да на русском, на английском или на каком языке из этого региона вам будет удобно, на украинском, конечно, или на польском тоже. Значит, adică română sau moldovenească, cum trebuie să o numim acest adectiv, moldovan în limba engleză sau moldavian. Aici trebuie spus că dacă vă referiți la statul contemporan, cuvântul potrivit este moldovan. Și dacă spuneți moldavian, asta se referă la statul medieval și la istorie, la trecutul Moldovei. Dacă punem această întrebare, limba moldovenească sau limba română, am putea să spunem că această chestie, această întrebare este deja rezolvată, pentru că Constituția Republicii Moldova spune clar că limba de stat este limba moldovenească. Și pentru unii această problemă este deja rezolvată, dar nu pentru alții. Dacă luăm declarația de independență a Republicii Moldova, aici vedem că limba română este decretată ca limba de stat și chiar Curtea Constituțională în Republica Moldova a hotărât că declarația de independență este mai sus decât Constituția în această întrebare, în acest context, pentru că declarația de independență este unicul document stătător pentru Republica Moldova, iar Constituția poate fi schimbată. Adică, din punct de vedere formal, această întrebare nu este deloc una simplă și una rezolvată. Și vedem de asemenea că această discuție durează în Moldova. Puteți vedea de asemenea grafiti, unii scriu că limba română este limba străină pentru ei, pentru ceilalți moldoveni sunt români, adică există două state românești pentru ei, România și Moldova, și dacă moldoveni sunt români, ei vorbesc limba română. Adică trebuie spus, trebuie subliniat aici că
Chiar dacă oamenii din România și din Moldova provin din diferite state și vorbesc sau au primit un diferit context cultural, ei pot să comunică fără probleme. Adică această comunicație este neproblematică și inteligibilă pentru ambii. Fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, a spus odată că limba moldovenească și limba română sunt două limbi identice. Și deja aici vedeți acest paradox, că cum pot să fie două limbi și totuși două limbi care sunt identice? Adică această întrebare rămâne fără răspuns. Poate fi că un răspuns propus să fie că asta este o limbă cu diferite denumiri, pentru că există analoguri în Europa, de pildă pe spațiul iugoslav, unde avem limba sârbă, limba croată, limba bosniacă și limba muntenegreană, dar totuși se știe că asta este doar o limbă și că comunicația între popoarele, între state, petrece fără probleme. Și de asemenea, limba nederlandeză, limba flamandă sau limba farsi, adică limba persană și limba dari, sunt aceeași limbă, da? Adică o limbă cu diferite denumiri. Dar totuși, această chestie este una care este emoționantă, da? Și a fost de asemenea publicat un dicționar moldovenesc-românesc deja în anul 2003. Acest autor, Vasile Stati, este un adept al limbii moldovenești deosebite și el a publicat acest cuvânt ca să dovedească că limba moldovenească este o limbă diferită decât limba română. Dar totuși, o dovadă nu poate fi găsită aici, pentru că mulți spun că în dicționarul acesta sunt prezentate doar regionalismele moldovenești, care sunt de asemenea inteligibile pentru români. Și aici avem un exemplu limbii moldovenești din perioada sovietică. Adică în perioada sovietică, foarte la început, când Basarabia a fost inclusă în România, totuși s-a creat o Republică Socialistă Moldovenească peste Nistru, adică în Transnistria contemporană, și de asemenea o parte din teritoriul Ucrainei a fost inclus acolo, și limba care a fost folosită ca limba Republicii acestea a fost o limbă grăită acolo, adică un grai local scris cu literele chirilice. Și dacă vedem aici, asta este un articol de propaganda în ziarul Plugarul Roș: Foamei în Basarabia sunt riești. Cum vestiesc, foamei în Basarabia se întirești tot mai tari, în locurile se strâng de la țărani cu măsuri aspri, nicătântle aceia că țăranii îs într-o stare prea grea. Din pricina asta se fac ciocniri între țărani și cârmă locale. Două cuvinte sunt, cred, străină pentru români: nlogurili, vrea să spună impozitele, pentru că cuvântul rusesc nalog înseamnă impozit, și cârmă, asta a fost guvernul. Adică vedem că s-au evitat cuvintele latine și s-a creat o limbă locală cu slavisme. Asta sunt exemplele din perioada mai târziu. Aici s-a scris în Republica Socialistă Moldovenească cu alfabetul chirilic, dar totuși asta este o limbă, putem zice, limba română literală. Adică dacă nu puteți citi alfabetul chirilic, aici este scris
aici, în grădină publică, a avut loc prima demonstrație politică de masă a oamenilor muncii din Chișinău. Asta este pe partea stângă, pe partea dreaptă, monument de arhitectură, Biserica Mazărache, construită în anul 1757 de boierul Mazărache, ocrotit de stat. Adică o limbă care este vorbită și la București, și la Banat, dar scrisă cu alfabetul chirilic. Dar aici este un exemplu foarte interesant, un cuvânt care nu este inteligibil pentru români, bronat. Bronat înseamnă rezervat, pentru că cuvântul rusesc branirovat înseamnă a rezerva. Și vedem aici un exemplu, bronarea biletelor, adică rezervarea biletelor. Și cred că pentru cei care sunt de peste Prut, din România, acest cuvânt nu este atât de inteligibil. Nu, вообще, cât repede trece timpul, abaldieți, și mai am mult de spus. Nu все, поехали дальше. Asta este un exemplu limbii moldovenești vorbite un pic stricate, da? Adică, dacă trecem la statutul limbii rusă, limba rusă în Republica Moldova rămâne cea mai importantă limba de comunicare interetnică. Adică, dacă avem o conversație între reprezentanții diferitor etnii, de exemplu moldoveni și ruși sau moldoveni și bulgari, limba rusă este cel mai potrivitul mijloc pentru comunicare și nu limba de stat, nici română, nici moldovenească. Da? Aici vedem răspândirea diferitor minorități, rușilor și ucrainenilor, și a treia hartă ne arată structura etnică a Moldovei, dar trebuie spus că toate minoritățile în Moldova folosesc limba rusă. Adică puteți vedea că în nordul Moldovei, în sudul Moldovei, în Transnistria și în orașele precum Bălți sau Chișinău se folosește limba rusă foarte, foarte des. Și pentru asta, deoarece avem mulți oameni, mulți cetățeni Republicii Moldova care nu vorbesc limba de stat, trebuie ca statul să adreseze în limba rusă ca să fie înțeles. Și din motivul ăsta avem un bilingvism practic, chiar dacă legile prescriu doar o limbă de stat și limba rusă nu are un statut deosebit. Aici vedem un anunț pe gară feroviară în limba de stat, limba română și limba rusă, și de asemenea această reclamă foarte populară, cumpăr-păr, în două limbi. Da? Dar poate fi și așa. Asta este un exemplu unei traduceri greșite. Vedem ieșire, înseamnă ceea ce înseamnă ieșire, știți, și vход în limba rusă înseamnă intrare. Adică o traducere greșită pe ușa aceasta. Și aici avem un exemplu bilingvismului inoficial, ca o persoană și-a recunoscut iubirea în două limbi. Da, limba rusă este cea mai importantă pentru persoana aceasta, dar totuși vedem o traducere și în limba de stat. Bine, asta a fost despre limba rusă. Și acum, dacă vom povesti ceva despre minorității, găgăuzii, acest cuvânt poate fi străin pentru mulți din alte state. Cine sunt găgăuzii aceștia? Adică găgăuzii vorbesc o limbă turcică care este inteligibilă cu limba turcă. Și se poate spune că găgăuzii, dacă plec în Turcia, ei se integrează foarte ușor în societatea asta și foarte ușor învață limba turcă, pentru că este asemănătoare cu limba găgăuză. Și această comunicație este posibilă fără probleme. Dar este o deosebire foarte importantă, găgăuzii sunt ortodoxi și nu sunt musulmani. Spre deosebire de
România, de exemplu, unde gagăuzii sunt cel mai des musulmani. Dar în Moldova și în Ucraina, în Bugeacul, aceasta este o populație ortodoxă. Și aici vedem un ghid de conversație rus, găgăuz, turc și vedem câteva deosebiri între limba găgăuză și limba turcă. Adică vedem că bună ziua este Zaman Hayr Olsun, că bună seara este Aushan Hayr Olsun și asta cred că așa va fi pronunțată limba găgăuză, dar eu nu sunt un mare cunoscător acestei limbi. Și aici vedem doar o deosebire, asta este o bibliotecă la Comrat, la capitală Găgăuziei și vedem că în limba turcă asta este Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi și în limba găgăuză acest cuvânt este un pic alt, sună un pic altfel, bibliotecă să. Dar totuși aceste limbi sunt inteligibile. Și dacă veți afla ceva despre găgăuzii, aici vedem răspândirea găgăuzilor pe sudul Moldovei și al Ucrainei. Această populație găgăuzie este cea mai răspândită în Moldova, în autonomia găgăuză și acolo găgăuzii constituiesc cea mai mare parte a populației. Și aici vedem acest teritoriu al găgăuziei. Acest teritoriu nu este unul unitar pentru că vedem anumite enclave, exclave, dar acolo, pe acest teritoriu, găgăuzii constituie o majoritate absolută și, cum se vede pe harta la partea dreaptă, doar într-o localitate, Congas, găgăuzii constituie doar o jumătate împreună cu bulgarii. Adică asta este un orașel divizat, nu divizat, dar este un orașel bilingv, găgăuz bulgar. Și în Găgăuzia se folosesc în mod oficial trei limbi, adică limba găgăuză, limba moldovenească este prescrisă în legea și limba rusă. Dar cel mai des se folosește limba rusă, trebuie spus. Și vedem aici câteva inscripții, că panourile, indicațiile de orașe sunt scrise în limba de stat și în limba găgăuză, adică aici vedem o localitate cu denumire Bugeac. Și de asemenea o informație într-o toaletă publică, în limba rusă și în limba găgăuză. Și în orașul Comlat există o universitate de stat și asta este unica universitate în Găgăuzia unde se poate studia și limba și literatură găgăuză, dar de asemenea se poate studia literatură turcă și limba turcă și limba rusă. Dar totuși, chiar dacă vedem că din punct de vedere teoretic limba găgăuză are un statut destul de important, trebuie spus că limba găgăuză rămâne cel mai des doar un mijloc de comunicare în familie. Și găgăuzii preferă să comunică în limba rusă dacă în viața publică. În viața publică, în viața politică, pe locul de muncă și așa mai departe. Bulgari. Și bulgarii trăiesc pe sudul Moldovei. Asta are de-a face cu perioada din secolul XIX, când populația ortodoxă a fost adusă din pământele ocupate de către Turcia, adică găgăuzii și bulgarii, și ei au apărut așa pe aceste pământuri. Și bulgarii constituie o majoritate în raion Taraclia, dar totuși putem întâlni bulgarii peste tot în Moldova și în orașele cele mai mari, la Chișinău, la Belți, chiar în Transnistria, în satul Parcani. Și dacă vorbim despre limba bulgară,
Limba bulgară este destul de răspândită acolo și dacă veți fi în raionul Taraclia, veți putea auzi oamenii spunând, vorbind limba bulgară. Cu cuvintele rusești, da, dar totuși limba bulgară. Dar cel mai mare oraș bulgăresc în raionul acesta este peste hotarele Moldovei, în Ucraina, și asta este orașul Belgrad, Belgrad, care este foarte aproape de frontieră cu Moldova. Și bulgarii au o universitate în Republica Moldova, la Taraclia. Vedem aici site-ul principal acestei universități și vedem un anumit haos lingvistic, că sunt link-urile pe limba rusă, este indicată denumirea universității în limba română, limba de stat, și cuvântul rectorului în limba bulgară. Adică asta este un lucru natural în pământurile aceștia. Dacă vorbim despre ucraineni în Moldova, aici trebuie spus că ucraineni sunt răspândiți aproape peste tot, mai ales în partea de nord a Moldovei și de asemenea în Transnistria. Dar putem întâlni ucrainenii în multe orașe ale Moldovei, în multe localități, dar nu toți știu limba ucraineană. Aici se face ceva, se desfășoară câteva proiecte cu Ucraina, proiecte culturale, proiecte de limbă, dar trebuie să spunem că ucrainenii în Republica Moldova sunt destul de rusificați, adică ei folosesc limba rusă ca mijloc de comunicare și limba ucraineană care este folosită aici este cel mai des un anumit surjic, adică un amestec din limba rusă și limba ucraineană, adică nu amestecul, dar totuși aceasta nu este o limbă care veți putea auzi, de exemplu, în Ucraina de vest sau în orașul Kyiv, dar există instituții ucraineni, există școlile unde se învață limba ucraineană, adică sunt create niște condiții pentru dezvoltarea limbii acesteia. Și bine, a rămas un pic de timp pentru Transnistria și aici trebuie să spunem că Transnistria arată ca un stat aparte, adică asta nu este un stat recunoscut, dar totuși Transnistria există ca un stat și are toate atributele unui stat. Asta înseamnă că Transnistria sau Pridnestrovie, cum este numit în limba rusă, are o propria monedă, o propria valută și are granițele și are cadrul legislativ și dacă veți intra acolo, veți observa că asta este ca un stat aparte. Eu nu vreau să vă povestesc despre conflictul transnistrian. Aceste informații le puteți găsi în diferite mijloace de informare și în Wikipedia, dar asta este un lucru de bază. Și aici vedeți harta unde se află acest stat și trebuie de asemenea subliniat că Transnistria este o denumire română și acolo se folosește cel mai des cuvântul rusesc Pridnestrovie și în limba engleză nu se spune Transnistria, se spune Pridnestrovie, așa, și acolo dacă se folosește limba moldovenească, ca se spune acolo, și atunci nu este folosit cuvântul Transnistria, ci Nistrenia, adică Nistrenia sau țară nistreană sau, de exemplu, banca centrală a Transnistriei este numită Banca Nistreană
Și denumirea oficială acestui pseudostat este Republica Moldovenească Nistreană, în rusește Pridnestrovskaya Moldavska Republika. Și cum am deja spus, dacă treceți acolo, dacă călătoriți acolo, veți desigur trece această frontieră care este numită frontieră de stat. Și după Constituția Transnistriei, statul de facto acesta are trei limbi. Adică statutul de limba oficială pe baze egale le este oferit limbilor moldovenești, ruse și ucrainene. Și dacă vorbim despre limba moldovenească, aici nu se folosește cuvântul limba română, ci limba moldovenească cu alfabetul chirilic, doar cu alfabetul chirilic. Și acest trilingvism este văzut, poate fi văzut peste tot și pe panourile. Aici vedem pe partea dreaptă denumirea Tiraspol în trei limbi, chiar dacă sună similar, și o informație despre Sovietul de Deputați ai Poporului, Soviet Narodnych Deputatov, în trei limbi. Și de asemenea vedeți într-o librărie o poliță cu cărți cu în limba, în așa numită limba moldovenească, în alfabet chirilic. Dar totuși trebuie să subliniem că asta este o teorie. Adică pe partea dreaptă al Nistrului, în Moldova propria, se folosește teoretic doar o limbă de stat, dar practic se folosesc două limbile, adică limba română, moldovenească și limba rusă. Și aici, în Transnistria sau Nistrenia, chiar dacă Constituția prescrie trei limbi, în mod practic se folosește mai ales limba rusă și doar limba rusă. Și în librăria aceasta, această poliță este doar o excepție. Și cel mai des veți putea cumpăra acolo cărțile în limba rusă și ziarele sunt publicate în limba rusă. Există doar un ziar în ucraineană și un ziar în limba moldovenească cu alfabetul chirilic. Și aici vedeți un exemplu de ce asta este doar o teorie. Că asta este site-ul oficial așa numitului președinte al Nistreniei și acest site este accesibil doar în limba rusă și limba engleză. Adică celelalte limbi care trebuie să fie limbile oficiale nu sunt reprezentate aici. Și asta este un lucru care se vede peste tot. Și dacă facem o concluzie, eu cred că dacă sunteți un străin care este și dacă vă interesați la limbile, dacă vorbiți doar limba română și nu vorbiți limba rusă, veți putea comunica în Moldova, dar totuși veți avea niște dificultăți în anumite raioanele unde se vorbește mai des limba rusă. Dacă sunteți o persoană care vorbește rusă și nu vorbește română, eu cred că veți putea comunica peste tot, inclusiv în Transnistria, dar nu veți înțelege câteva inscripții care sunt scrise doar în limba română. Dar asta este o țară foarte ospitabilă, foarte amabilă pentru toți, pentru oaspeți și din est, și din vest, și din sud, și din nord. Și pentru asta vă invit să vizitați Republica Moldova. Asta este o țară foarte caldă și foarte plăcută. Și asta este happy end-ul prezentării mele, prelegii. Această poză am făcut-o în orașul Kamianka, în Transnistria, happy end. Și dacă aveți întrebări, asta mă interesează și eu pot să vă răspund întrebările și în limba română și în limba rusă și în alte limbi. Dar totuși văd că până acum nu aveți nicio întrebare. Mulțumesc pentru atenție.
Cred că mai avem timp, puteți adresa o întrebare. Еще у нас есть время, если хотите, можете задать какой-нибудь вопрос, я с удовольствием на него отвечу. If you want to address a question. Bine, am primit o întrebare, exemplu de diferență lexicală între limba română și limba moldovenească. Cum am prezentat aici în o dată? Adică asta este un exemplu unui cuvânt, bronarea, care nu poate fi înțeles în România. Dar eu nu vreau să spun că există două limbi diferite. Pentru mine această întrebare nu este până acum rezolvată. Și cred că oamenii și din Moldova și din România sunt prea emoționați în ceea ce privește întrebarea aceasta și nu putem spune că limba română și limba moldovenească sunt două limbi diferite, dar totuși acest fapt că oamenii au crescut în statele aparte, are anumite consecințe. Adică în Republica Moldova, toată lumea, toată populația vorbește de asemenea limba rusă. Și asta este un privilegiu foarte mare pentru ei, pentru că în România nu se vorbește rusă deloc. Și dacă moldovenii cunosc diferite filme, diferite, nu știu, diferită cultură și pot să comunică în limba rusă, asta are un impact asupra limbajului lor. Și alte diferințe sintactice, asta este o altă întrebare, cred că nu există și această frontieră între Republica Moldova și între România nu este o frontieră lingvistică.